octombrie 1918. Transilvăneanul Sextil Pușcariu și cu Iancu Flondor convoacă o mare adunare reprezentativă a românilor din Bucovina. Cu toată opoziția ucraineană, aceasta decide cu unanimitate de voturi unirea Bucovinei cu România. Naționaliștii ucraineni provoacă haos și anarhie. Consiliul Național al Românilor Bucovineni cere intrarea armatei române în Bucovina. De la Iași este trimisă divizia a 8-a sub comanda generalului Zadic. La 11 noiembrie 1918, trupele române intră în Cernăuți și restabilesc ordine. Mai erau câteva zile până la unire. Unirea Bucovinei cu România. Cunoașteți istoria ca să știi cine ești. Unirile românilor. Un proiect realizat de Televiziunea Română și Ministerul Culturii și Identității Naționale.